Concursul internațional al vinurilor și băuturilor alcoolice Chișinău Wines and Spirits Contest se desfășoară anual începând cu 1992. Organizatorul evenimentului este Uniunea Oenologilor din Moldova și compania Polyproject Exhibitions SRL. Chișinău Wines and Spirits Contest 2013 este unicul concurs din CSI și unul din 20 de concursuri din lume care se desfășoară sub patronatul Organizației Internaționale a Viei și Vinului în anul 2013. Companiile care doresc să participe la acest concurs depun cererea de participare și asigură livrarea mostrelor la adresa organizatorului. Mostrele sunt plasate în huse, fiecăruia din acestea fiind aplicată fișa anonimatului. Locul de desfășurare a concursului este Casa Vinului, localul care se potrivește perfect pentru organizarea degustărilor. În sala spațioasă și luminoasă sunt pregătite mese pe care se află pahare speciale, cupa pentru golire, apă și franzelă franțuzească. Vinurile sunt servite la temperatura recomandată. Prestigiul concursului de degustare se bazează pe mai mulți factori, cel de bază fiind profesionalismul înalt și obiectivitatea juriului. Comisia de degustare Chișinău Wines and Spirits Contest 2013, care corespunde pe deplin regulamentului Organizației Internaționale a Viei și Vinului, este formată 70% din experți din străinătate. Astfel, este asigurată nu doar obiectivitatea notelor, dar și importanța premiilor obținute. Toți degustătorii sunt repartizați în comisii în frunte cu un președinte. Membrii unei comisii comunică doar la început, atunci când are loc degustarea primei mostre de antrenament, care nu face parte din numărul mostrelor participante la concurs, iar în continuare, mostrele se testează în mod individual. În cadrul lucrărilor Comisiei de Degustare Chișinău Wines and Spirits Contest 2013 participă experți cu renume mondial. Valeriu Cotea, România, delegatul Organizației Internaționale a Viei și Vinului. Murman Curidze, Georgia. Brigitte Leloup și Bertrand Giraudet, Franța. Arina Antoce, România. Luboș Barta, Cehia. Vladimir Strijeneț, Slovacia. Karine Alexanian, Belarus. Tariel Panahov, Azerbaijan. Vanda Botnari, Rusia. Attila Genczel, Ungaria. Pentru prima dată sunt invitați John Salvi, Marea Britanie. Maurizio Agulia, Italia. Francine Dion, Canada. Michael Bardel, Polonia. Galina Niforoiu, Bulgaria. Valeria Suvertoc și Alexandr Lucanin, Ucraina. Școala Oenologică din Moldova este reprezentată de experți la fel de vestiți: Ion Prida, Nicolae Taran, Constantin Olaru, Boris Găină, Ludmila Netreba, Serghei Babii, Vasile Luca, Galina Diaur, Arcadie Foșnea, Elizaveta Breahnă, Nadejda Mardari, Dora Gogan, Galina Polzicova. Producătorii din Moldova se întrec în condiții egale cu vinificatori din 12 țări: Azerbaijan, Armenia, Georgia, Rusia, Ucraina, Belarus, Cehia, Slovacia, România, Ungaria, Cipru și Turcia. În timp ce apreciază mostra, degustătorul nu cunoaște nici producătorul, nici țara, nici soiul de struguri. Notele indicate în listele cu rezultatele degustării sunt introduse în calculator. Programul determină rezultatele. În conformitate cu regulamentul, premii la concurs, adică medalii de bronz, argint și aur și Grand Prix-uri, vor obține nu mai mult de 30% dintre mostrele participante. Este finisată degustarea anonimă și se predau listele completate cu rezultatele degustării. Acum, degustătorii pot afla denumirea vinurilor și a băuturilor spiritoase și mai pot gusta încă o dată din mostre făcând schimb de impresii. La deschiderea probelor pot participa doar reprezentanții întreprinderilor care iau parte la concurs. Luând în considerație faptul că o mare parte dintre produsele vinicole din Moldova este exportată anume în acele țări, reprezentanții cărora sunt membrii juriului, aceasta într-adevăr este o posibilitate unică de a auzi o părere despre vinul propriu. Activitatea Comisiei de Degustare Chișinău Wines and Spirits Contest 2013 a luat sfârșit.